Cum știți, una din datoriile noastre principale ca oameni, ca ființe umane, este să ne închinăm Domnului, să-i aducem laudă. Și această laudă poate să ia mai multe forme. De exemplu, putem să cântăm o cântare în care să vorbim despre dragostea Domnului, despre puterea Lui. Sau putem să dăruim din banii noștri, din timpul nostru, din energia noastră, implicându-ne într-o lucrare. Dar închinarea poate să cuprindă și lucruri mai simple. Și tocmai în Psalmul 124 îl găsim pe David pur și simplu amintindu-se cum Domnul a lucrat în viața lui și cum Domnul a scos pe poporul lui Israel din multe încercări. Pur și simplu asta este închinarea lui. Și acest lucru, chiar dacă este simplu, cum am zis, cred că poate să aducă foarte multă plăcere și foarte multă satisfacție Domnului. Și prin acest exercițiu, nu numai că îl lăudăm pe Domnul, dar și pentru noi are multe beneficii. În primul rând, ne amintește cât de dependenți suntem de Domnul. Vedeți, în Psalmul 124, David nu spune de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ar fi trebuit să fugim la alți Dumnezei. Sau nu spune de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ar fi trebuit să ne bizuim pe capacitățile noastre. Nu. În acest psalm, David zice, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, ne-ar fi înghițit de vii, ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice. Asta ne arată că situația este foarte simplă. Domnul este singura soluție. Ori îl avem cu noi și în acest caz suntem biruitori, ori nu îl avem de partea noastră și în acest caz singurul lucru care ne așteaptă este moartea. Moartea sufletului și moartea trupului. Și în al doilea rând, acest exercițiu ne dă o fundație solidă, cu exemple solide pe care ne putem baza pentru încercările viitoare. Dacă ne amintim cum Domnul a lucrat în viața noastră, dacă recunoaștem mâna Lui și atunci când ne-a rezolvat problema minoră de săptămâna trecută, de exemplu, și atunci când a creat cerurile și pământul, acest lucru ne va ajuta să avem mai multă încredere în El atunci când credința noastră va fi testată din nou. Domnul să ne ajute!